Nu a văzut nimeni. E nici medicul, că când am le-a spus, mai faceți un acord cu medicul, ca cardiolog să le țin, nu am, pentru că fac economie de bani. Îi spun că nu a fost urgență. Medicul șef a spitalului răspunde în scrisoare înapoi că, după ce a făcut investigarea, a văzut că nu este urgență. Adică până atunci nu știu eu. Care este urgența dacă rezultatul la ecocardiografie este limitele norme? Ce păi, s-ar revedere? Sunt niște parametri care se văd la această investigație. Urgența, absolut toți parametrii sunt limitele norme. Care a fost urgența aici? Dumneavoastră, ca să vedeți că sunt urgență sau nu, nu stabiliți dumneavoastră, dar totul medic, de atâta trebuie să vă adresați la un medic de familie. La obiectul discriminării, vă rog frumos, la obiectul discriminării, să venim la obiectul discriminării. Noi deja discutăm despre tot sistemul sănătății, carențe, avantaje, beneficii, optimizări. Haideți să revenim, vă rog, la obiectul discriminării, care a examinat în ședința de astăzi. Că poate am auzit discriminare, cine da discriminare de persoane asigurate, și de asigurate n-am atins subiectul, da. Noi, prin FASC, ajungem la acest moment, pentru că dacă nu, eu nu lucrez în domeniul sănătății, după cum înțelegeți. Și pentru mine e important ca să înțeleg în general care este situația și acum să specificăm și care sunt problemele persoanelor asigurate și neasigurate. Deci, cu situația generală am înțeles, deci clarificările au fost făcute. Acum ar fi bine ca să trecem la problema de programare. Deci, pentru că tot așa a fost ridicată de domnul Buză și colegii lui Plângerea. Deci, cum această programare este efectuată pentru persoanele asigurate și cele neasigurate în spital. Deci aveți un sistem cumva, de exemplu, eu știu că cu centrele medicilor de familie există un sistem electronic de programare. În asta ar fi să mă fiu și marte companie să vină așa cu parte organizator, ca teoretic, al tot sistemul, nu numai spitalul. Deci, cum a spus domnul, noi avem sistemul de asigurare obligatorii de asistență medicală. Situația, după lege, că o persoană nu ar fi asigurată, nu ar trebui să existe, de fapt, și de iure. Deci, noi am avea o situație, toți sunt asigurați, toți sunt programați. Deci, avem situație ideală în societate. Domnul Buză a menționat că noi facem tot posibil ca să încasăm și să asigurăm persoane fizice. Deci că este două momente în societate. De ce nu avem calitate serviciu medical, de ce oamenii nu doresc să achite primele de asigurare medicală, care sunt obligatorii. Deci tot anul au statutul de neasigurat. Evident, după Constituție, statul este obligat să asigură toate persoane acces la serviciu medical. Hai să reformulez atunci întrebarea mea. Aveți un sistem de programare pentru persoane? Haideți, vreau să m-ați întrerupt la momentul cel mai important. Ok, bine. Haideți, eu să vin să vă spun situația de iure care. Deci, de iure nu ar trebui să fie niciun sistem de evidență a persoanelor neasigurate, n-ar fi fost achitarea persoanelor neasigurate. Dacă respecta toți legea la începutul anului, de la 1 ianuarie la 31 martie, noi la 1 aprilie n-am avea persoane neasigurate. Deci discriminare, n-am putea de vorbi despre discriminare. Aici este o încălcare a legii de persoane neasigurate, care duc la cei că noi ca companie, ca instituție medicală, trebuie să asigură acces la serviciu medical. Apare dilema cum o fac asta. Dacă el este asigurat, evident, trebuie să urmeze anumiți pași. Legea anume prevede pași dați la nivel de legislație și nu poate legea să prevadă pași de acces pentru o persoană neasigurată, dar de fapt chiar nu poate fi neasigurat. Mă înțelegi coliziunea normelor de drept. Deci după lege trebuie să fii toți asigurat, făcând o act normativ prin care spui accesul persoanelor neasigurate, din start îți asumi riscul de a blama obligația stabilită prin lege. De ce noi ne întâlnim acum la momentul sistemul sănătății cu așa probleme ca persoane neasigurate? De ar fi toți asigurați, problema programărilor n-ar exista și n-ar fi achitările de acces la persoană neasigurată. Asta parte teoretică, acum vă rog, ce scuze, revin la... Voi preciza întrebarea. Deci, privind procesul de programare, ce fel sistem aveți pentru persoanele care primesc serviciile pe bază de poliță și pe bază de bon de plată? Dacă ei plătesc. Adresați instituțiile? Da, da. La noi la registratură este fiecare specialist are o fișă de programare.
ținând cont de faptul că în raionul 11, 53% sunt persoane asigurate și 47 neasigurate, noi n-am făcut fișa de programare 53 la bază 7, dar ținând cont că adresabilitatea pacienților asigurați este mai mare față de cei neasigurați, că e prea clar, am făcut 80 la 20. Cum fizica asta e reală? Deci aveți un fel de programare pentru tot an? Deci ați distribuit așa fel de locuri 80-20? Sau în funcție de necesitate? Lunar, pentru că în fiecare lună la început anului ține persoane asigurate până la 1 aprilie numărul crește, după care lunar pe an nu. Ok, deci această programare are loc chiar la momentul adresării persoanei și apoi este verificat oare ea va fi primită pe bază poliție sau pe plată sau nu. Este rând și pentru persoană neasigurată. Dar cum acest rând este format? În baza fișei de programare la mine. Ok, dar cum? Deci dumneavoastră un fel de în avans faceți această programare, neștiind câte persoane vor veni și pe ce bază? Nu, îi sună la registratură, da. Este număr de telefon, este direct adresat la registratură, se întreabă asigurat, neasigurat, okay. Primar, repetat. Okay. Deci se respectă niște ori pentru primar, pentru okay. repetat. Și timpul de vizită la și control profilactic, timpul de vizită e mai mic, spre exemplu, la copii 3 luni în an, timpul e mai 5-7 minute, la primarie 20 minute, la repetați 15 minute, adică mergem după... Deci acest rând, 80-20, este format în funcție de necesitate, când persoana a telefonat și apoi da, faceți programare. Noi suntem asigurat, neasigurat, primar, repetat. Noi avem situații, mai multe cazuri, când persoanele asigurate trebuie să așteaptă mult mai mult decât persoanele neasigurate, deci care plătesc. Și de aceea aș vrea să întreb și domnului Buzu. Puteți să relatați în mai multe detalii cum persoanele care plătesc sunt, în opinia dumneavoastră, mai favorizate în serviciile medicale sau? Deci, cazul cu otologul, cum să spun, că a spus mami să aștepte 3 luni, l-au programat peste 3 luni, avem poliția de scolare medicală. Dar dacă doriți să primiți doctorul imediat, plătiți-mi bani, numerarul. Deci, dacă mai am aplicat și poate numerarul în deșeu, un doctor imediat primea și face tot serviciul. Referiți la situația în raionul Nispărin, da. La spital sau altul undeva? În Nispărin. Asta e cazul în Nispărin. Dar, practic, susțin că în toate instituțiile medicale din Republica e la fel. Ok, în toate alte instituții... Da, dar am înțeles. Uitați-vă care e situația. Experiența dumneavoastră. Da. I-am observat că medicii nu sunt cointeresați, deși au luat deja banii de la CNAM, se primesc pe cei cu asistență, cu asigurați. Pentru că ăștia care vin, bani, vin cash. De ce? Ei deja au primit banii, dar ei servirea nu au primit. Asta e problema. Deci, cazul cu mama, am vrut. 3 luni de zile dat să aștepte, dacă plătești, o primi imediat. Deci cum de medicul ăsta, dar medicul e vinovat, așa e sistemul la ei. În afară de aceasta, eu am avut o programare la spital și am spus că să aștept 2 luni aproape. Și m-am dus la alt spital să mă tratez. Și am întrebat de ce? Nu sunt locuri. Medicul de familie mi-a spus. Nu sunt ce? Locuri. Contrabani, locuri sunt. Pe poliță nu sunt. Ok. Cum puteți să explicați această situație? Contrabani sunt locuri, fără bani nu sunt locuri. Nu putem să dăm un răspuns, deoarece nu cunoaștem la ce medic s-a adresat dumnealui și cine i-a dat răspunsul. Da. Dar la ce medic dumneavoastră ați adresat? La noi în spital nu sunt așa metodică pentru bani. Ești spitalizat? Fără bani nu ești spitalizat. Vedeți chiar și cazul cu doamna respectivă, cu tratarea la picior. Nu i-a cerut nimeni bani, adică au fost tratate pe poliția de asigurare și așa mai departe. Vedeți un act intern al spitalului divizat programarea, adică divizat achitarea, adică persoane neasigurate care sunt prioritate față de
Persoane asigurate, aveți un act ITR? Nu, sunt prioritate. Deci nu aveți un act ITR. Deci nu aveți un act ITR care putea fi contestat pe motivul că acordați prioritate persoanele asigurate? Nu. Ok. Noi putem să examinăm numai acte, dar și practica existentă. Deci faci conduct după da, actul, da, da, conduct după actul, dacă există un act, este act neoficial. Noi putem acum să ce facem prima... Spuneți care, ca să înțelegem cu noi. Eu să vă spun eu. Când medicul șef, cu toată stima și cu tot respectul, păcat că nu e aici. Când medicul șef îi spune doctorului, gândiți-vă de unde ați primit salarii, că noi bani nu mai avem. Asta eu am auzit cu urechile mele. Adică să mă iertați că eu am venit azi aici, a? Și să mă iertați că vorbim de niște lucruri de care nu răspundeți dumneavoastră, dar în sistemă, sistema e putredă. Dacă s-a făcut fasada la spital, dacă s-a pus perile, s-a făcut toate astea, bravo, dar în interior e putredă. Și eu răspund de cuvintele mele. Și dacă vreți exemple, noi o să vă dăm exemple. Da. Nu trebuie așa. Pur și simplu, dați să ne concentrăm, să luăm măsuri de azi înainte, să nu mai facem așa ce am făcut. Fiindcă ne-i rușine de frații ei, de consătenii ei, de oamenii ei, când eu mă întâlnesc cu dânsul în ograda spitalului și pe coridoarele spitalului și el îmi spune, ia uite băie, ce se face? Mă tare știe, adică știi că la mine se adresează lumea.